Bun găsit, felicitări. Mergeți mai departe în cupă, după victorie în campionat, iată că încep să se miște rotițele, nu? Da, eu mă bucur tare mult, mă bucur pentru această victorie, pentru că vine după o altă victorie pentru noi. Deci reușim prima oară în acest sezon să legăm două rezultate cu adevărat importante. Adică victoria împotriva celor de la Cluj a fost una crucială, cred că. Și acum această calificare împotriva unui adversar foarte greu, deloc accesibil. Le dedicăm această calificare suporterilor noștri, le mulțumim că sunt alături de noi și mai mult decât atât aș vrea să dedicăm această victorie copilașului lui Benga, pentru că astăzi soția lui a născut un băiat, Maximilian. Suntem tare bucuroși pentru el și ne bucurăm. Avem un spirit bun, încep să se vadă aceste conexiuni, pentru că, am spus-o de atâtea ori, rezultatele bune aduc spiritul și încrederea, bineînțeles. Și e foarte important acum să ne recăpătăm energia, pentru că avem doar câteva zile la dispoziție înaintea unui meci, din nou, foarte, foarte dificil. A fost și o coreografie specială, într-adevăr, a întrerupt un pic meciul, dar o coreografie de-a dreptul incredibilă. Făcută de fani, le-ați adus și lor o mare, mare bucurie. Da, de asta am și spus că le dedicăm această calificare și le mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordă. Sperăm să ne calificăm în finală, pentru că sunt convins că o să avem parte de un sprijin fantastic la o eventuală finală. Ubing pasă pentru Postolac, e fantastică, fără să se uite, n-a apucat să ridice, m-am uitat atât, n-a apucat să ridice ochii din pământ, știa că va fi acolo. Cum vi s-a părut și dacă exersează des această fază? Noi avem anumite trasee, avem anumite poziții pe organizarea ofensivă. Posto, venind, practic, poziția lui de bază este de atacant, știe foarte bine cum să apară pe acea poziție și aș face o paralelă, pentru că primul meci din ianuarie, dacă vă aduceți aminte, cumva pe același tipar. Pasubing, Postolache a scăpat singur pe zonă centrală și a reușit să marcheze tot dintr-o poziție de winger, de data aceea din stânga, acum a venit din dreapta. Și tot deci, acolo îi place, ar trebui să-l... Da, ne bucurăm că suntem eficienți, pentru că trebuie să fim corecți, totuși nu a fost cel mai reușit joc al nostru pe un teren greu. Dar mă bucur tare mult că am reușit să jucăm inteligent, pentru că cred că în acest moment în care suntem noi este elementul esențial, să știm să jucăm eficient și să știm să jucăm inteligent în momentele în care trebuie să facem treaba asta. Am văzut că unii jucători au acuzat totuși probleme riscant pe un astfel de teren, nu? Așa este, până la urmă. Asta este jobul nostru. Avem câteva zile la dispoziție să ne recuperăm. E clar că și staful medical o să aibă parte de provocări în aceste zile, să-i recupereze pe băieți. Avem un lot echilibrat, pot oricând să apară alți jucători, deci eu n-am niciun fel de emoție, o să ne recuperăm și abordăm deplasarea de la voluntari cu mare încredere. Cluj sau Hermannstadt? Nu contează. E important că am făcut acest pas. Deocamdată ce trebuie noi să avem așa în focus, în concentrarea noastră, este doar campionatul. Până la semifinală mai avem multe meciuri importante în campionat. Vă mulțumim. Mulțumesc, o seară bună.